Studenții se tem că nu vor fi angajați pentru că nu au experiență. Universitatea din București și SNSPA le vine în ajutor cu MBA, Master of Business Administration. Te ajută să avansezi în carieră și te conectează cu manageri din firme de top. Programul va fi implementat din vară. Raluca Cioacă, student în anul 2 la științe politice, are acest master în lista ei de dorințe. Pot să spun că aș spera să mă apropie de piața muncii mai mult decât ceea ce ne promit deja celelalte facultăți sau universități. Dar cred că trebuie să ajungi acolo ca să vezi exact despre ce este vorba. Dar aș fi tentată. Raluca nu este singura studentă încântată. George studiază deja managementul la Universitatea Română-Americană. Vrea o carieră în domeniu, iar masterul îi surâde. Acest master mi se pare unul foarte util, deoarece ajută studenții să aibă un acces mai accesibil pe piața muncii în momentul în care termină studiile. În 2021, numărul managerilor de pe piața de muncă din România a scăzut cu 3% față de 2020. Deficitul a venit ca o oportunitate pentru studenții care aspiră la un post de management. Lavinia Țurcanu este reprezentant Target HR și spune că un astfel de master reprezintă o oportunitate și pentru angajatori. Cu siguranță aș angaja un astfel de student de la un astfel de master, pentru că în cadrul companiei el ar ajunge să gestioneze foarte ușor grupuri de oameni. Și mai mult de atât, nu numai că aș angaja, dar cred că ar putea ajunge mult mai ușor într-o funcție de conducere.